Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la primul episod de Farming Simulator 22 Mod Showcase, după cum v-am obișnuit. Dragilor, avem aici nimic altceva decât un camaz. M-a repetat de două ori, ca și cum a sunat, deci a sunat de parcă aș fi avut un defect la editare sau ceva. Ce tare a sunat. Bun, deci avem astăzi un camaz super frumos. Chiar arată foarte, foarte bine. Nici nu știu dacă pot să-i fac ceva. Ia să vedem, să-l pornim, să vedem cum se aude și cam cum merge. Sonorul este la fel ca cel din FS, este la cel ca cel din FS19. Avem aici ambreiaj și toate astea se mișcă pe aici. Hai să vedem ce putem face la schimbări. Repar, conversie, nu știu ce, n-are nevoie de nimic, absolut nimic nu are nevoie. Hai să vedem unde îl găsim. Îl găsim la camioane și îl găsim la ultimul aici, care este un mod și costă 20.000. Nu putem să-i facem nimic altceva decât să, da, să văd la celelalte, le putem modifica culoarea, deci acesta nu are funcție de modificare a culorii. Și avem un felul următor, pentru carat, unde are, pentru carat, 21 de metri, așa, aici are, uitați-vă și voi cât de mare este, și clasic, deci are două schimbări, de fapt, cam asta se poate face cu el, este primul mod, bine, ele au apărut mai multe moduri, dar primul pe care vi-l prezint eu în mod showcase, și o să-l aveți, bineînțeles, în descriere, dinpreună cu multe alte moduri. Și prima greșeală pe care o văd, nu, farurile nu apar. Deci este un mod cu care vă jucați voi dacă vreți. Înțelegeți, eu oricum modurile care o să aibă prea multe erori sau care o să-mi facă prea multe probleme, o să le șterg. Cam așa arată el în principiu, nu vine nicio mașină, văd că vine din față una și îi dăm bătaie cu camazul nostru, puțin așa, puțin să ne jucăm cu el. După cum vedeți, a fost convertit și mai are el pe aici niște imagini din astea cu fetișoare, din câte văd eu, dar sunt acoperite, vedeți, nu știu dacă se vede, dar sunt niște imagini cu fete mai dezbrăcate pe acolo și le-a acoperit cu un fel de perdea din asta. Băi, da, nu știu de ce tot îmi apare chestia asta aici. Ia, hai să vedem ce ne zice nouă, că tot mi-a apărut aici în continuu. Deci așa, cuplează nu știu ce, am înțeles, ok, bun. Și de ce mă pui de fiecare dată să fac chestia asta, de parcă nu știu ce am de făcut? Un tutorial care nu mă mai lasă deloc. Avem de recoltat, de fapt am recoltat deja, am recoltat niște sorg, da, dacă nu greșesc. Am recoltat niște sorg și acum vreau să vedem cum ar sta în acest camion. O să dau puțin tractoarele mai la o parte și o să ne urcăm în camionul nostru. Nu vreau să fac videoclipul foarte lung, vreau să vă bucurați și voi de mod și să vă jucați cu el cât mai repede. Tocmai de aceea mă grăbesc să fac, videoclipul cât mai rapid. Hai să-i facem o încercare și avem grâu, dar grâul mi se pare că este cam puțin, trebuia sorg. Înțelegeți? Bun, avem 73% și mi se pare mie sau avem roțile cam moi. Avem o roată moale pe față. Uitați-vă și voi cum se lasă roțile, eu acum am observat, dar oare doar la camionul ăsta, uitați-vă roțile din față în general, uitați-vă și voi cât de moi sunt și de sus se vede cel mai bine. Oare așa e și la celelalte tractoare? Ia să vedem. Ăsta n-are greutate, n-ar avea de ce să fie așa, dar camazul arată super, super șmecher. Oare să-i prinde și o poză de thumbnail așa făcută ca la carte? Uite așa. Bun. Și acum o să am eu nevoie de modul ăla șmecheros de făcut poze, dar nu l-am. Ăla de apropia camera. Încă nu e băgat că ăla mă enervează în timp ce filmez, că dau peste cameră și așa mai departe.
dar văd eu cum prind o poză șmecheră aici. Bun, fraților, cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați și voi un buton de like acolo, pentru că mă ajută foarte mult să vă mai arăt moduri, dacă vreți într-adevăr moduri. Asta este rusesc, dar o să apară și românești curând. Până data viitoare nu vă urez decât numai baftă!